Gheorghe Paulian, Peco sau Gelu, așa cum îl numeau prietenii, domnul profesor sau chiar Buni, așa cum îl numeau elevii, a fost comemorat la Galeria Arta printr-o expoziție organizată în colaborare cu fiica sa, Anca Paulian, și cu artiști plastici ai cenaclului Idene Gulici. Au fost expuse lucrări realizate de Gheorghe Paulian, dar și o selecție a câtorva dintre lucrările realizate în cei 10 ani de activitate a școlii din galerie. Este o expoziție pe care Gheorghe Paulian și-o dorea de ceva timp pentru a marca 10 ani de activitate a școlii din galerie, dar care, din păcate, s-a transformat într-o expoziție in memoria. Tata, până în ultimul moment, a fost cuvântul la expoziție. Chiar dacă pe de-o parte vedea că nu mai poate și îl lasă puterile, pe de altă parte nu renunța nici la ideea ei. Iar, în al doilea rând, aș vrea să vă spun că, după aflarea diagnosticului, până la urmă, copiii care au participat la cursurile lui s-au transformat într-un țel de a continua lupta pentru el. Dacă el le-a dat ceva din învățătura lui și cumva i-a ajutat să-și structureze abilitățile, și ei, la rândul lor, i-au dat această putere de a continua până când nu s-a mai putut în virtutea bolii. Amintirile despre Gheorghe Paulian au fost numeroase, spuse de Nicolae Mihăilă, președintele cenaclului Idene Gulici, Liviu Cioacă, directorul Casei de Cultură Tudor Mușatescu, Ioan Crăciun, curatorul galeriei, dar și de către foști elevi ai școlii lui Paulian. A avut un rol extraordinar și ca profesor și ca, ca piesă de bază a acestui cenaclu, dar a mai făcut un lucru deosebit. În urmă cu foarte mulți ani, noi am constatat, cei mai în vârstă puțin, că nu mai vine nimeni în urma noastră. Și de la o simplă discuție de la o cafea, am pornit la ideea că ar mai trebui făcut ceva. E, domnul Paulian a făcut un lucru unic. Școala din galerie, în care au fost alături de copii, de elevi și oameni de vârsta a treia, și iată că s-a perpetuat, a continuat această flacără vie a picturii mușcelene. Ce se întâmplă? Nu vreau să vorbesc mai mult. A fost un om deosebit și cred că și acum, în stele unde este el, pe domnul Paulian îl văd cu șevaletul și pictează acolo stelele, cosmosul și tot acest univers spiritual pe care a fost în sufletul lui și l-a dăruit cu atâta generozitate nouă tuturor din cenaclu artistic Idene Gulici. Expoziția va rămâne pe Simeze pentru aproape o lună și poate fi vizionată cu respectarea condițiilor impuse de pandemie.